Bărbatul în vârstă de 41 de ani s-a stins din viață pe un pat al Spitalului Sfântul Ioan cel Nou. Pe certificatul de deces se arată că avea probleme respiratorii severe, COVID-19, și că a murit în urma unui stop cardiorespirator. Soția acestuia a ridicat sicriul sigilat în care se afla trupul neînsuflețit de la morga unității medicale. Femeia și-a asumat prin semnătură că va respecta legislația de prevenire a răspândirii noului coronavirus. Numai că atunci când a ajuns acasă, la priveghi, a desigilat capacul. Polițiștii din Gura Humorului s-au autosesizat și au intervenit la fața locului împreună cu o echipă de inspectori de la Direcția de Sănătate Publică Suceava. Rudele le-au spus anchetatorilor că bărbatul avea cancer și nu COVID-19. Înhumarea a avut loc în aceeași zi în care sicriul a fost ridicat de la morgă, spre nemulțumirea familiei. Uitați, uitați ce se întâmplă la noi în România, uitați! A murit de cancer și ne obligă să-l înmormântăm de COVID ca să iei bani. Uitați, oameni buni, uitați ce se întâmplă la noi în România. Ne obligă să-l îngropăm că a murit de COVID și el a murit de cancer. Uitați, oameni buni, uitați ce lege este la noi în România. Uitați, oameni buni, ce lege este la noi în România. El a murit de cancer și ne obligă să-l îngropăm de COVID, uitați, dați mai departe! Dați mai departe, oameni buni, să vedeți ce se întâmplă la noi în România! Ce se întâmplă la noi în România, dați mai departe! Văduva s-a ales cu un dosar penal pentru zădărnicirea combaterii bolilor și o amendă de 10.000 de lei pentru că nu a respectat măsurile de prevenire a răspândirii noului virus. La înmormântare au participat aproximativ 100 de persoane. 5 oameni au fost obligați să se izoleze.